Iată așa arată ziara unei zile de vineri pentru gălățeni. Cum arăta și acum 2 ani, cum de aceeași țeavă de 1000 de milimetri diametru nominal, care ia apa de la stația de pompare Pilești și o duce în nouă cartiere al orașului, a crăpat pe această stradă puțin mai la vale. Și acum se văd urmele asfaltului în care s-a săpat și s-a cărpit deasupra. Pentru că în Galați sunt o grămadă de bani. Bani pentru borduri. Bani să punem gresii de bulevard de întregi pe trotoare pentru că trebuie să arate frumos. Bani să ne cumpărăm mașini la primărie, să nu mai știm de numărul lor, să le matriculăm cu numere ca să nu se prindă cetățeanul pe sale primăriei, să se poată plimba aleșii unde vor ei, în timpul programului, în afara programului și așa mai departe. Sunt foarte mulți bani ca să-și cumpere mașini și societatea de apă canal, dar nu sunt bani pentru un lucru esențial, ca de exemplu să schimbăm o țeavă care are, de când s-a construit stația de la Pilești, trece vreo 50 de ani. O țeavă de care depinde apa curentă a nouă cartiere din Galați, un oraș dintre ape. Un oraș unde apa este o mare problemă. Este o problemă pentru cetățenii contribuabili, este o problemă pentru bolnavi care stau în corturi în curtea spitalului fără apă curentă. Este așa o de mare problemă, cum nu au probleme care au astfel de problemă, nu au orașe care, vorba aia, sunt construite în plin deșert. Vezi Emiratele Arabe, vezi tot felul de alte orașe în țări civilizate, dar cu condiții mult mai neprielnice decât avem noi aici în România, în sud-est, sudul Moldovei, nord-estul țării românești, Galați, la Dunăre, Prut, Brateș, Siret. Ei bine, la Galați este o mare problemă să aducem apă în casă. Și unde este problema? La vreo țevușcă au vreunui proprietar care a uitat să o grijească, a uitat să nu dea cu tractorul peste ea? Nu, la magistral, magistrala orașului. Deci prin conducta asta, care se tot crapă în diverse locuri, se duce apa în jumătate din Galați. Ei bine, această conductă nu se găsește, domnule, nu se găsește banul, nu se găsește proiectul, nu se găsește cine să o înlocuiască. Și să nu uitați că, de exemplu, Brăirei, o altă conductă magistrală s-a tot înlocuit timp de 2 ani cu o firmă care a ajuns în aproape în insolvență. O firmă, am găsit o firmă tocmai la Craiova, Rotary Construct. Da? Sau din București, cu proprietari din Craiova, ceva incredibil. Nu se găsește să înlocuiască țeava care aduce apă de la Vadul Roșca, nu se găsește o firmă serioasă ca să nu mai bufnească apa și să sară până în linia ferată, să le distrugă lor terasamentul la ieșirea din oraș către Tecuci. Cam asta este realitatea într-un oraș în care administrația își bate joc de cetățeni. Nu sunt bani, nu sunt proiecte, nu se pot menegerea lucrurile importante, dar sunt o grămadă de fonduri pentru tot felul de prostii care să le iau ochii cetățenilor. Ei spun că în seara asta, cam în 2 ore, se va relua alimentarea cu apă. Stați liniștiți! Alimentarea cu apă deocamdată nu se poate relua pentru că țeava nu reușesc să o cârpească, nu reușesc să o sudeze. Ce să faci cu un lucru putred care îl sudeze aici și crapă în alte 5 locuri? Va dura o grămadă până se vor amorsa conductele, până va ajunge acea apă în toate cele 9 cartiere. Și asta pentru că oamenii, atunci când, dacă totuși votează cu creierul înăuntru capului, da, cu capul pe umeri, deși în Galați, păcă, și în alte orașe de prin jur, păcă, asta e o mică problemă cu noi, așa, chiar și atunci nu știu ce să le ceară administratorul. Nu se duc să le spună, domnule, asigură-ne lucrurile astea esențiale, da, apă, căldură, că ăsta este oraș, da, nu suntem la într-o comună să-și asigure fiecare soba lui, centrala lui. Nu, oamenii sunt mulțumiți că să le mai schimbe niște borduri, să le mai vopsească niște garduri, să le mai prostească cu niște marcaje noi, și atunci ajungem în astfel de situații.